Dansatorii pregătiți de coregraful Iuliana Bălăiț au pus încă o dată pe harta lumii Slatina. Aceștia au participat la maratonul de dans Info Dance Fest Viena 2020. Timp de 3 zile, sportivii noștri au dansat de dimineața până târziu noapte și au reușit să impresioneze un juriu exigent format din balerini și coregrafi. Pe scena festivalului au urcat peste 2000 de dansatori de pe întreg mapamondul, iar dansatorii noștri au reușit să urce pe podium, atât la trupe cât și la individual. În total, slătinenii au câștigat 10 premii. Pentru dansatorii pregătiți de coregraful Iuliana Bălăiță, competițiile internaționale nu sunt ceva nou. Ei participă de ani buni și au ajuns să fie unii dintre dansatorii ce de fiecare dată se clasează printre fruntași. Dar la rândul lor și pentru ei, fiecare competiție e o lecție, dându-le posibilitatea de a observa tehnicile și coregrafiile celorlalți. Mi-au plăcut din Franța, mi-au plăcut niște dansatori foarte buni. Au mai fost și din România, mi-au plăcut dansatorii de la Cluj, fetele de la Oradea, care sunt Academie de Balet, adică fac cu totul și cu totul altceva, și de la Galați. Au fost o trupă super bună de băieți pe hip-hop și street dance, alt gen. Noi nu am avut genul ăsta. Micii dansatori au la dispoziție câteva săptămâni să se regrupeze și să se pregătească pentru noile competiții. Dacă ei muncesc din greu pe ringul de dans, părinții lor fac eforturi colosale pentru a sprijini munca lor. Din păcate, acești copii nu primesc sprijin din partea nimănui. Ei reprezintă orașul și țara pe banii părinților. Având în vedere că pe noi în Slatina nu ne ajută nimeni, niciodată, cu bani și de data asta chiar am umblat după sponsorizări la marile întreprinderi și toată lumea ne-a refuzat, în funcție de părinți. Aici părinții susțin copiii și vă dați seama că sunt cheltuieli. Avem competiție în Bulgaria, avem la Praga, sper să ajungem la Bușteni, că e la noi de 3 zile, și la București, competiții sunt. Ideea este că ne trebuie susținere financiară și sper pe această cale cine ne aude și cine vrea să ne ajute cu orice sumă este binevenită pentru acești copii minunați care reprezintă România, da? Deci nu reprezintă doar Slatina. Acești copii muncesc din greu pentru fiecare trofeu sau premiu obținut. În spatele performanței sunt zeci de ore de exerciții, de 4 ori pe săptămână cursuri de dans și mult talent și dăruire. Ei merg la cursurile de dans din cadrul Fundației pentru Tineret Olt.